Maldabul Moșa este, probabil, cea mai exotică prezență din lista participanților la Survivor România în sezonul al doilea, frumoasa mulatră fiind în echipa faimoșilor. Maldabul Moșa este, probabil, cea mai exotică prezență din lista participanților la Survivor România în sezonul al doilea, frumoasa mulatră fiind în echipa faimoșilor. Iar cum vestea că va deveni una dintre vedetele care vor lupta de plajele din Republica Dominicană pentru a deveni un adevărat survivor, i-a venit încă de acum ceva vreme. Frumoasa Maldabul Moșa s-a apucat de antrenamente în consecință. O pregătesc pe Maldabul Moșa de ceva vreme deja. I-a făcut chiar și câteva trasee precum cele pe care le-ar putea întâlni la Survivor. Am pus accent pe o pregătire specifică, cu efort intens și precizie după, exact așa cum sunt trasele de la Survivor. Pot să spun doar că Magda m-a impresionat cu disponibilitatea ei la efort, ne-a spus, în exclusivitate, antrenorul vedetelor din România, Alexander Florescu. Iar din imaginile pe care reporterii WO Bizro le-au obținut din timpul antrenamentelor susținute de Maldabul Moșa, se poate vedea că frumoasa mulatră nu s-a bucurat prea mult de Crăciun și de zilele libere. Mai exact, încurajată și, practic, împinsă de la spate, Maldabul Moșa face un efort vizibil pentru a îndeplini toate sarcinile traseului, iar la sfârșit, culmea, reușește să și îndeplinească sarcinile de precizie pe care i-le-a trasat Alexander Florescu. Majda m-a rugat să-i fac și un regim alimentar în această perioadă, unul care să o ajute să se obișnuiască mai ușor cu regimul de la Survivor. Și, spre surprinderea mea, s-a adaptat imediat la el, ba chiar este într-o formă fizică de invidiat. Va fi o concurentă puternică, chiar dacă, în definitiv, nu este o sportivă așa cum sunt alții, o sportivă de performanță. În schimb, are o tărie psihică care o va face să treacă peste orice probleme. Este ambițioasă până la extrem. Și, în plus, s-a pregătit pentru a face fizic față probelor cum nu se putea mai bine. Vă garantez, va fi o surpriză uriașă la Survivor, ne-a mai spus Alexander Florescu, antrenorul Majdei. Maldabul Moșa, pe lista celor 12 vedete de la Survivor România, sezonul echipa faimosilor din sezonul 2, de la Survivor România, este completă. Douăsprezece vedete sunt gata să înfrunte provocările din Republica Dominicană. Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterb, Ana Porgras, Zanidache Edmond, Jador, Majda și Simona Hapciuc sunt cei care vor ajunge, pe lista faimoșilor, în Republica Dominicană la Survivor. Maldabul Moșa este actriță, om de televiziune, mama și va fi, cu siguranță, o prezență exotică în junglă din Dominicană. Majda este cunoscută atât din postura de moderator al unor emisiuni de succes,
cât și prin participarea în show-uri în cadrul cărora s-a făcut remarcată prin spontaneitate, talent și, nu în ultimul rând, prin frumusețe. Are o poveste de viață impresionantă, a dovedit că este o adevărată luptătoare. Copilăria i-a fost marcată de abandonul tatălui pe care l-a regăsit, după ani de zile, după îndelungi căutări. Întotdeauna m-am gândit că totul se întâmplă cu un scop în viață, iar acum simt că scopul meu e să dau tot ce e mai bun. Sunt o fire puternică și consider că o să-mi depășesc limitele și o să descoper foarte multe lucruri. Îmi place să lucrez în echipa și simt că o să luptăm împreună, nere referire la echipa faimosilor, să fie bine. Sper din suflet că emoția că pe care o simt să ajungă la inimile celor ce ne vor urmări, spune Majda Abulmoșa despre Survivor România.